Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 25 martie. A fost și luna nouă. Îți recomand să urmărești filmarea despre luna nouă. Întotdeauna luna nouă e valabilă interpretarea, ca să știi. Și dacă mă urmărești pe mine și dacă urmărești alți astrologi sau, de exemplu, sunt foarte mulți pe internet. Bine, eu nu urmăresc în România, ci în străinătate, cu tarotul, cu divinația. Foarte frumos, foarte bine. Să știți că previziunile făcute la lună nouă și lună plină sunt valabile o lună de zile, până la următoarea lună nouă și următoarea lună plină. Iar eclipsele, când se analizează o eclipsă de soare sau de lună, ele sunt valabile 6 luni de zile, previziunile alea. Așa încât a fost luna nouă. Și astăzi te resimți după ea. Starea de spirit poate să fie puțin mai agitată. Poate să fii mai panicat. Luna, până la urmă, tranzitează semnul berbecului astăzi. Și luna nu e cea mai fericită în berbec, pentru că ea guvernează racul. Și berbecul e un semn de foc, racul e un semn de apă. Asta înseamnă că un pic berbecul și luna în berbec se agită, se simte fiartă. Focul fierbe apa. Focul transformă apa în vapori. Și atunci e normal să te simți obosit. E normal să te simți irascibilă. E normal să ai tot felul de panici și mai ales vedeți că foarte multe semne zodiacale au o frică de moarte teribilă. Luna în cuadratură cu Pluton. Normal. Frică, panică de moarte, de consecințele care derivă din povestea asta. Și să vedem întâi cei pe cer și după aceea, deci astrologic vorbind, și după aceea începem analiza triadelor. Îmi place, vă mulțumesc pentru feedback-ul dat. Trebuie să recunosc că am avut un pic de emoții. Dacă o să vă placă noua prezentare sau nu, am explicat pentru cine a avut de auzit, nu ai cum în această perioadă când ne reașezăm pe o nouă paradigma a vieții, ce previziuni să faci individual? N-ai cum. Suntem în poveste de grup aici, nu mai suntem de mult individual. Și atunci, o perioadă până reintrăm într-o normalitate, vor fi previziuni legate de grup de triade. Berbec, leu, săgetător și așa mai departe. Foarte bun feedback-ul vostru mă ajută. Și ce vă mai rog, dacă aveți idei de filmări, ce v-ar plăcea să auziți în filmări, sau dacă v-ar interesa niște teme specifice, vă rog să mi le comunicați. Spre exemplu, a existat o doamnă care m-a întrebat de persoanele născute pe voi de vmun, când luna se învârte în gol, când luna merge în gol. Și am făcut o filmare, o găsiți pe Good Life Vibes, despre acest subiect și chiar am vorbit acolo multișor, vreo 15 minute. Și să vedem ce se întâmplă astăzi. Deci, soarele e în berbec, Chiron e în berbec, luna e în berbec, luna neagră este în berbec, Uranus este în Taur și Venus așișderea, tot în Taur. Nodul Nord în Rac, Jupiter, Pluton, Marte în Capricorn și Saturn este în Vărsător, iar Mercur și Neptun în Pești. 25 martie, o zi în care, în ansamblul său, a spus: suntem mai irascibili, ne refacem după luna nouă. Lucrăm mult partea relațională-emoțională, intens se lucrează, cu trăiri profunde și încercați să vă mențineți tari și pe poziții ca să nu cădeți în nișa panicii și fricii
că nu e cazul să fiți panicați și nici înspăimântați. Deci lucrați acolo pentru că e nevoie. Acum, triada de foc. Berbec, leu, săgetător. În acest moment, berbecul este cel mai activ. Din punctul meu de vedere, berbecul și capricornul sunt super active acum prin tranzitele planetelor, peste aceste semne zodiacale. Dar, din triada de foc, berbecul este cel mai activ. Și bineînțeles că își influențează și confrații de triadă, respectiv pe leu și pe săgetător. Și asta înseamnă că te enervezi astăzi. Ești mai certăreț. Triada de foc e cam pusă pe harță în următoarele 24 de ore. Iar cearta și conflictul prin care treci poate duce la ruperea unor relații, ruperea unor parteneriate, ruperea unor asocieri, ba chiar relații și de iubire vor fi puse în stand-by. Este un moment în care focul se centrează pe carieră și pe muncă. Trebuie să fii atent dacă ești leu la zona financiară. Nu-ți recomand schimbări de anvergură, nu? Pentru că dacă, să spunem, ți se oferă un job și tu te duci acolo, s-ar putea să pleci foarte repede din jobul respectiv sau să nu-ți placă. Săgetătorul trebuie să se ocupe de serviciu și să-și ia, deci eu nu vreau să jignesc acum toți săgetătorii și să spun că sunteți neserioși, dar trebuie puțin să vă luați, să vă asumați mai mult munca pe care o prestați, responsabilitățile pe care le aveți acolo. Nu tratați totul în lasă, că nu-i lasă, deci nu o să fie lasă. E foarte important să fii puțin mai responsabil dacă ești săgetător. Apoi, triada de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Taurul, încă e la capitolul rupem relații, ne certăm, sau dacă nu te pui în gură cu toată lumea și nu te cerți, vei vedea adevăratul chip al unor oameni mai apropiați ție, oameni pe care îi credeai stabili, oameni pe care tu credeai că poți conta. E, dezamăgire mare, amarnic. Dar când universul te dezamăgește într-o direcție, îți dă în alta și atunci pe tine te ajută mult pe zona financiară. O să se regleze ceva, îți vin niște oferte foarte bune, se întâmplă ceva bun în zona financiară, așa cum am mai spus. Fecioara comunică, preocupată de comunicare și decizii luate cu o echipă, împreună cu o echipă, vezi că iei niște decizii foarte bune, să nu ai ezitări, chiar dacă planul pe care l-ai tu sau l-ai auzit, care ți s-a propus, e inovator, să n-ai ezitări, e bun. Iar Capricornul, dacă e căsătorită Capricoarna, îmi pare rău de voi că nu prea e simplă relația, e cu dum-dum acum în perioada asta, se vor liniște apele, dar acum e cu stres. Iar Capricornul în ansamblul său are niște planuri și viziuni de viitor foarte bune care o să-ți aducă satisfacții, doar că n-ai cu cine să le pui în practică, n-ai echipă, nu ai cu cine. Triada de aer. Gemeni, balanța, vărsător. Gemeni clarifică o prietenie. S-ar putea să vină o propunere de asociere, o propunere de parteneriat, ceva în cadrul unei prietenii care trece la următorul nivel, se duce către o altă extensie. De bine, e de bine. Oamenii pe care îi întâlnești acum sunt oameni buni, benefici pentru tine, chiar dacă îi întâlnești numai în lumea virtuală. Da, nu o să stăm în lumea virtuală pentru totdeauna. Apoi, balanța. Decizii legate de familie, decizii legate de casă, decizii legate de carieră, niște hotărâri foarte importante,
ia-le că ești și inspirată și susținută și e de bine capacitatea de decizie, e bine susținută. Iar vărsătorului îi recomand să se ocupe de acte, documente sau să se intereseze măcar legat de niște plăți, cred că ai uitat să plătești niște facturi. Sau să-ți verifici mașina sau ceva legat, ai uitat un lucru care trebuia făcut în sfera hârtiilor, actelor și documentelor și ceva domestic. N-ai verificat cât gazul, n-ai verificat ITP-ul la mașină, ceva de genul. Și apoi, triada de apă, rac, scorpion și pești. Racul, impulsiv azi, irascibil azi. Deci nu, dragi raci, azi stați cu minți. Nu faceți lucruri importante, că nu e cazul. Nu se poate vorbi cu voi, mai simplu. Nu vă supărați că am zis asta. Chiar nu vă spun, nu. Nu vă zic rău. Sunt zile care nu te poți înțelege cu o zodie. Uite, aia e una din alea. Ziua de azi. Apoi, scorpionul. Scorpionul își reglează ceva cu iubire, pasiune. E ceva aici interesant pe zona flirtului. Iar peștii. Voi vă implicați într-un proiect de grup, chiar dacă e la distanță proiectul ăsta făcut, sau ceva pentru comunitate. Și aveți niște idei foarte bune și învățați ceva nou. Aveți niște idei despre cum să vă dezvoltați spiritual, cum să învățați ceva, cum să vă înscrieți la un curs. Vă susțin foarte mult pe online, să învățați ceva online. Faceți un curs online. E ceva bun care ulterior se adaugă la curriculum vitae al vostru. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru 25 martie. Vă mulțumesc că mi-i urmăriți activitatea. Nu uitați, Good Life Vibes e canalul meu în limba engleză. Aruncați o privire și acolo. Sunt alte teme tratate decât pe canalul limba română. Și nu uitați, like, share, subscribe dacă vreți să-mi susțineți activitatea. Vă îmbrățișez pe toți să fim cât mai calmi astăzi. O zi cât mai calmă vă doresc tuturor. Pe curând!